întrebări. Bun, live. Salutare, dragilor, salutare tuturor. Este ce e azi? Miercuri, da. Și suntem în ziua de la Bootcamp în care vorbim despre toxicitate. Și, dragilor, dacă este un subiect pe care v-am făcut capul calendar, asta este nutriția și toxicitatea, da? Inclusiv cartea pe care o citesc în fiecare luni pe By Silvia, așa se numește, Să trăim sănătos fără toxine. Și dacă este să discutăm despre toxine, doar să fac o sumarizare, dragilor, toxicitatea este peste tot în jurul nostru. Și dacă mă întrebați pe mine, eu cred că trăim în cel mai toxic ever timp posibil, da, pe planetă, pentru că aerul, cu părere de rău, este super toxic și inclusiv țevile, da, de eșapament, adică gazele pe care le emană în aer, mai ales în orașe, da, depășește cu minim, în București am impresia că depășea cu de 10 ori toxicitatea admisă sau ceva de genul ăsta, da? Și automat, în momentul în care vorbim de toxicitate pe care o inhalăm, asta ne afectează nu doar plămânii, ci să știți că ficatul, practic, filtrează, bineînțeles, rinichii, da, scot absolut tot ce înseamnă toxicitatea chiar și inhalată. După care apa, da? Și am avut zoom despre apă, nu mai intrăm acolo, dragilor, cât de important este să înțelegem rolul hidratării. Nutriția, la fel. Gândiți-vă că marea majoritate legumelor, fructelor pe care le mâncăm sunt de multe ori crescute artificial cu tot felul de substanțe, pesticide, insecticide, un fel de hormon de creștere, da, care se folosesc și nu doar la animale, nu doar la produsele de origine animală, care au și hormon de creștere și antibiotice și multe alte substanțe, da, și sunt hrănite animalele cu un fel de cocktail, da, de hormoni, așa, ci gândiți-vă că practic și plantele, da, la fel, au toxicitatea lor. Vorbeam cu cineva că strugurii sau nu știu care se strupesc de vreo 7-10 ori pentru ca să ajungă să dea rod, iar cele mai ecologice și biocică s-ar strupi doar de vreo 3-4 ori. Nu intru în toate detaliile astea. Aș vrea provocarea pe care să o primiți, da, să o acceptați până în data de 30. Dacă vreți, am zoom-uri despre toxicitate, vă dau gârlă, da? Nu, acum nu mă opresc acolo. Dar totuși aș face în mod deosebit, v-aș atrage atenția ca până în 30 să fiți foarte conștienți de tot ce folosiți în casă. Luați orice machiaj, orice cremă, orice șampon, săpun, săpun în lichid, în baie orice produs de curățenie, tot ce are un ambalaj, vă provoc să luați și să citiți fiecare ingredient și să le googliți. Și o să vedeți că, în primul rând, da, produsele astea toxice sunt perturbatoare endocrine și noi suntem hormoni, da? Chimie, neurotransmițătorii și hormonii dictează totul în corp. Metabolismul este la fel dictat de funcțiile, de practic, de echilibru, da, sistemului endocrin. Și practic sănătatea lui înseamnă totul, de la capacitatea de a face față stresului, da, și de aia când suntem obosiți și suntem mult mai nervoși, pentru că efectiv fiziologic nu mai putem duce, până la reproducere, da? Care, din nou, hormonii sunt implicați. Digestia, la fel, hormonii sunt implicați. Și o să vedeți că produsele astea, în primul rând, sunt perturbatoare endocrine, după care sunt cancerigene. Da? Deci toxicitatea asta este cea adunată din exterior, după care mai există încă un lucru mega important. Și este toxicitatea pe care noi o producem în interior. Se spune deșeu metabolic, da? Dacă tot vorbim de bootcamp-ul de metabolism. Deșeurile metabolice sunt rezultatele, rezidurile, în urma proceselor normale ale activității celulare. Adică fix așa m-ați auzit de atâtea ori. Dragilor, cine sunteți de 5, 6, 7 ani cu mine, știți, da, toate lucrurile astea le-am spus, doar o să trec așa super rapid. Fix așa cum noi avem memorie, avem sistem digestiv, avem sistem respirator, avem sistem hormonal, imunitar, da, toate astea, fix așa și celula. Celula are memorie, are sistem respirator, are, da, tot ce se întâmplă în interior, da, respirația celulară, așa e și se spune, și există și un deșeu metabolic, fix așa cum noi ne ducem la toaletă și scoatem ceva, inclusiv prin sistemul respirator, noi detoxifiem, da, adică scoatem dioxid de carbon și inhalăm oxigen, fix așa cum prin urină ne detoxifiem, prin transpirație, prin tot ce scoate, da, corpul, este parte de detoxifiere, fix așa și celula. În urma metabolizării, în urma procesului ăla de a ne oferi energie, FADU, NADU, cei care nu ați ascultat, vă rog frumos să mergeți la postarea de pe wall de la Bootcamp-ul Metabolic, aveți un link către un video, ascultați-l cap-coadă, puteți să-și participați la tombolă și să câștigați Metabolic Kit, da? Da? Cine nu vrea?
Și totodată acolo îi explic practic de ce se întâmplă în interiorul celulei pentru ca să ne ofere energie. Scopul primordial și bătaia cea mai importantă în acest univers nu este pe bani, este pe energie. Țineți minte lucrul ăsta și totul este energie. Suntem creați din atomi, atomii sunt energie pură, asta este energie. Banii sunt tot o formă de energie, timpul este o formă de energie, totul este energie. Dacă este ceva pe ce marile companii se bat, este bătălia pe captarea energiei oamenilor. Atenție, uitați-vă, inclusiv Facebook-ul, că stai și scroluiești. Este energie pe care tu o investești acolo, în loc acea energie, acel timp, să-l investești în altă parte. Da? Deci totul este pe energie. În momentul în care o celulă nu mai poate să-și îndeplinească funcțiile ei naturale, normale, sănătoase, de a oferi energie, atunci celula intră în declin și devine o celulă cancerigenă. Da? Și când apare o tumoare, înseamnă că de mulți ani acolo bubuie mai multe lucruri. E important să înțelegem că toxicitatea de mediu este una și există și toxicitatea naturală, da, a corpurilor noastre ca și reziduri metabolice. Inclusiv când o celulă nu mai este e disfuncțională, tot sistemul imunitar este cel care o distruge. Adică, practic, ea intră într-un proces de autofagocitare, da, în care se autoelimină din corp ca să nu se transformă într-o celulă cancerigenă și sistemul limfatic, prin rinic, va trebui să scoată acel cadavru, da, de celulă. Fix așa cum scoate și cadavre de bacterii, cadavre de paraziți, da, tot felul de lucruri. Deci, în mod normal, chiar dacă tu nu ai introduce absolut nimic toxic în corp, există acel deșeu metabolic și rolul numărul unu, cel mai important în corp, înainte de aportul nutritiv, trebuie să ne asigurăm că avem foarte bine pus la punct sistemul de evacuare, de curățare. Adică, dacă nu te-ai dus la toaletă dimineața, nu băga nimic în gură până când nu scoți. Da? Deci dacă tu ai băgat ceva în gură și încă nu a ieșit, nu mai băga deasupra. Asta este un, cum să zic, o chestie banală, doar ca să înțelegeți cât de important sunt procesele de evacuare, de curățare, de detoxifiere. Un țesut alcalin, oxigenat, detoxifiat, curat, nu are cum să se îmbolnăvească. Nu există boală în alcalinitate, mă rog, echilibru, clar, acidobazic. Nu există boală acolo unde este echilibru acidobazic, unde este curățenie și oxigen în cantitate optimă. Da? Deci, în momentul în care nu se curăță corpul, toată această toxicitate, ce face? Se împute corpul din interior. Și acolo avem semnale de toxicitate, începând de la limba, care dimineața este albă, și puteți pur și simplu cu o lingură să rașchetați în fiecare dimineață, este un proces de detox natural. Eu nu prea am răbdare, dar este extraordinar. Uneori mai fac oil pulling cu ulei esențiale și cu ulei de cocos. Problema mea e că trebuie să tac, da? Și de dimineață am foarte multe idei și trebuie să vorbesc. Dar luați o lingură de ulei de cocos, ro, bio, ecologic, așa, și puteți să puneți o picătură de unguar, dacă tot am vorbit, este un mod extraordinar de detoxifiere. Respirația profundă este un proces de detoxifiere mega important, mega, mega important. Toate procesele din corp au nevoie de oxigen, da? Fără oxigen, murim. După care, hidratarea corespunzătoare e foarte importantă. Dacă miroase transpirația, pișul, caca, da, din gură, asta indică că în interior lucrurile încep să se împută. Și asta indică toxicitate. Toxicitate înseamnă acidoză, acidoză înseamnă deshidratare, deshidratare înseamnă acidoză și toxicitate. Și uite, așa e un cerc vicios. Bun, exact, apă călduță cu lămâie băut de dimineață, stomacul gol, exact, trimite la baie mai bine decât o cafea acidă. Foarte, foarte adevărat. Dragilor, și eu beau cafea. Hai să nu ne ascundem după degete. O beau de plăcere, o beau pentru confort, o beau pentru că mă simt bine așa undeva în interior. E relația mea cu mama, da? E cofeman. Dacă nu beau cafea, o ia durerea de cap. Și mai avem, că am mâncat o pizza săptămâna trecută. M-am și mărturisit, da? Vă amintiți. Dar ceea ce încerc să fac întotdeauna să mă asigur de procesul de detoxifiere, adică procesul natural de curățare a corpului nu este blocat. Da? Urina, știți, trebuie să nu fie galbenă-oranj, trebuie să aibă o culoare cât mai deschisă, da? Și la hidratare am discutat mai multe despre cantitatea de apă. Bun, am turit. Dacă aveți întrebări cu privire la toxicitate, vă rog frumos să întrebați, dar până în 30, provocarea este să luați fiecare lucru pe care îl aveți în casă, da? Fiecare în parte, da? Obiect, etichetă, să citiți și să începeți ușor, ușor să excludeți.
și o să vedeți că puteți să faceți curățenie cu apă, un guard, lămâie, bicarbonat, oțet, dacă mai vrei. Da? Și chiar se poate. Există produse de curățenie, da, care nu sunt toxice și încercăm să facem în fiecare moment maxim pentru a susține procesul de detoxifiere. Daniela, hai să gândim logic. Dacă uleiul de cocos l-ai plimbat pe gură și a adunat toată toxicitatea, da, din gură, de pe limbă, cum crezi? Îl înghițim? Nu. Pentru că nu vrei să înghiți ceea ce tocmai ai încercat să scoți. Da? Deci este proces de detoxifiere. Fix așa cum nu bem apa după ce facem duș, da? Nu consumăm ceva după ce am scos toxicitatea. Și ajută foarte bine. Da, când ceva nu este clar, dragilor, și aici este, bootcamp-ul ăsta metabolic aș vrea să fie despre împuternicire. Încercați să vă panicați, da? Știu că nu e vorba de panică, dar ca idee. Și să știți că răspunsul îl știți. N-aveți nevoie cineva să vă spună. Cum? Trebuie doar să stăm și să legăm procesele logice. De ce fac asta? Pentru că, ok, înseamnă că rezultat ce e? Aia. Ok, Daniela? Deci, eu sunt sigură că tu știi toate răspunsurile, trebuie doar să ai încredere în instinctul, da, pe care îl ai tu cu privire la sănătatea ta. Bun, și aici aș vrea să ajung la un subiect super important. Dragilor, tot mai mult oamenii sunt conștienți de toxicitatea mediului, tot mai mult sunt conștienți de toxicitatea din apă, din hrană, da, din alimente. Și tot mai mulți încep să devină conștienți de toxicitatea relațiilor. Și când mă refer la toxicitatea relațiilor, nu aș vrea să definesc relațiile fiind bune sau rele, chiar dacă asta este tendința, adică relații care te slujesc sau relații care simt că știi, îți cade în cap totul. Da, Silvia, Purify este extraordinar, am uitat să-l pun la bootcamp. Purify, abodul, este extraordinar, da, pe tot ce înseamnă purificare și curățare. Bun, toxicitatea relațiilor este... Și o relație devine toxică în momentul în care nu te slujește. Și aici am putea și chiar mi-ar plăcea să veniți cu întrebări. Dar de ce nu aș defini o bună sau rea? Pentru că orice om în orice relație se află și în orice situație în viață și în orice circumstanță, în orice gând toxic pe care îl are, apropo, uitați-vă la mass media, cât de mult încearcă să ne intoxice mințile, spălare pe creier se cheamă, cu auleu ăla, auleu ălălalt. Tot sunt niște informații toxice care ce fac? Te duc în cortizol, în stres, automat imunitatea ți s-a dus în cap. Sistemul imunitar înseamnă că nici curățarea, salubrizarea nu mai este ok, da? Când tu ești pe război întotdeauna și totodată este foarte ușor să manipuleze masă. Și în momentul în care tu asculți doar de câți au murit de la pandemia lui pește, automat stai cu frica morții în cap. Da? Și am auzit pe ăla și pe ălălalt. Deci, dar important este să înțelegem. Noi stăm într-o relație toxică. Noi stăm într-un mediu toxic. Noi gândim lucruri toxice pentru că avem un beneficiu. În momentul în care identificăm care este beneficiul meu de a sta într această relație care nu îmi face bine, frate, clar nu îmi face bine, este primul pas de a putea dezlega ceea ce te ține într-o relație toxică. Și când mă refer la o relație toxică, să știți că nu este doar cu oamenii din jur. Noi avem relații toxice cu trecutul nostru. Avem relații toxice cu viitorul nostru, da? Relația toxică cu trecutul se cheamă depresia, relația toxică cu viitorul se cheamă anxietate. Și relația toxică cu prezentul este atacul de panică. Relația toxică este orice te duce în frică sau spre care ești mânat din frică. Exemplu, cum știi dacă o relație este toxică de la început? După o perioadă poți să-ți dai seama, dar important ar fi dacă am putea să ne dăm seama de la început. Ai, Oana... Dragilor, vreau în momentul ăsta să închideți ochii, să vă imaginați că sunteți în safari. Și brusc, da, și stă un căprioară, un antilopă, și mănâncă liniștită iarbă. Și brusc, din colț, apare un leu. Încet, 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 încet și se apropie. Oana, spune-mi, te rog frumos, antilopa aia, căprioară, cine o fi, va trebui să se ducă la leu să-l întrebe, dragule, tu ești prieten sau nu? Ce relație ar trebui, evident, să avem? O rupe evident, de... Evident, nu.
Exact. O rupe de fugă. De ce? Dar asta... Oh, scuze. Stai numai să ideea. S-a întrerupt. Numai să ideea de bază. De ce se întâmplă asta? Pentru că acea căprioară, acel animal este foarte conectat cu nevoile lui și are niște mecanisme foarte bine angrenate de imunitate, de protecție. Și el sare instant. De ce zic asta, Oana? Pentru că în momentul în care noi am fi foarte conectați cu noi înșine și cu nevoile noastre, noi am simțit din start că o relație este toxică. Dar nu putem să facem asta, de obicei, de ce? De ce nu vezi? Pentru că ai ceva ce îți blochează privirea. De ce nu simți? Pentru că este ceva ce îți blochează simțurile. De ce n-auzi uneori? Da? Ca și cum îți șoptește cugetul ceva. Da? Sau mustrarea de conștiință. E cugetul la care te dojenește sau îți spune sau, bă, doesn't feel right. Da? Nu se simte bine chestia asta. Și noi n-auzim pentru că avem urechile înfundate. Și aici întrebarea este, care e beneficiul meu ca să închid ochii și să nu văd ceva ce poate fi periculos? Care este beneficiul meu să-mi închid urechile la cugetul ăla? Că, atenție, în timp ne pierdem, se cheamă intuiția aia, da? Vine dintr-o parte a creierului, zona din spate, cingulatul anterior, care este responsabil de relații, empatie și intuiție. La femei, cingulatul anterior este mai mare decât la bărbați, apropo, de-aia femeile sunt mai empatice. Ce a fost atât de dureros încât ai decis să blochezi partea aia intuitivă și să nu mai ai încredere în tine? Cine și când ți-am spus că nu trebuie să ai încredere în instinctul tău și că trebuie să calci peste asta? Și asta se începe din copilărie inconștient, insuflat de părinți, copilul nu vrea să dea jucăria. Va, nu-i frumos să nu te împarți cu jucăria, mă faci. Frumos să stați pe minut, Grigore Danila. Că altfel știți ce fac? Ia uitați așa, nu o să mai puteți face amit. Perfect. O să vă fac câte unul dreptul de amit. Ce a trebuit să calc instinctul meu de copil? Atenție, nu pentru că mi s-a explicat ce înseamnă empatia, ce înseamnă dragostea, ce înseamnă compasiunea, ci pentru că așa sunt eu, nu mă fă de rușine, sunt părintele tău și ai călcat peste instinctul tău. Copilul nu vrea să mănânce. Ia, dar cum așa? Cum nu vrei să mănânci apă? Adică din dorințe bune, noi ne-am deconectat de a simți. Dar întrebarea este ce mă ține în acea relație? Pentru că în momentul în care vezi că nu-ți face bine, neapărat trebuie să înțelegi ce te leagă și de obicei ne leagă ceva bun. Am un beneficiu. Care este beneficiul meu să stau în această relație? Exemplu, nu voi spune că nu îmi place modul în care se comportă cu mine într-o relație de prietenie ca să nu supăr. Să zicem. Sau, și de ce? Că dacă se supără, ce va fi? Voi pierde prietenia. Unde este frica? Frica de abandon sau de respingere. Sau să nu creadă că sunt o persoană rea. Unde este frica? Acolo. Nu sunt suficient de bun. Da? Cei trei stâlpi de bază. Toate relațiile toxice, atenție, cu ghilimele de rigoare o spun, pentru că, dragilor, avem nevoie de oamenii ăștia care să vină și să ne arate unde nu stă bine pe picioare scaunul nostru. O relație toxică, cu ghilimele de rigoare, este aia care vine și dă în piciorul ăla de la scaun sau îți scutură temelia să vezi cât de bine stai. Și când vezi că se surpă sub tine ceva și te ia cu furie sau cu neputință, băi, dar de ce nu i-am zis aia, da? Ai și o relație toxică cu modul în care relaționezi? Asta îți arată că acea persoană ți-a identificat o durere. Adică o frică, o traumă, o ceva. Și aici deja este cazual la fiecare. S-ar putea să stai într-o relație pentru că seamănă cu tata. Iar ești atașat de tata, pentru că tata, chiar dacă ți-a produs durere, este prima persoană care a trebuit să-ți ofere încredere. Da? Sunt suficient de capabilă, pot, mă descurc. Și pentru că copilul idolatrizează părintele, pentru că altfel n-ar putea, n-ar supraviețui.
părintele își idolatrizează copilul, că e cea mai frumoasă, puiul meu, de ce oară cel mai frumos, și copilul idolatrizează părintele, mama mea e cea mai bună, tatăl meu e cel mai puternic, da? Și e normal. Astea sunt mecanisme normale și sănătoase. Și s-ar putea ca Cutărescu să semene cu tata, să fie la fel de agresiv, să fie la fel de dur, dar ce înseamnă pentru mine tata? Zona de confort din copilăria. Și de fapt mie mi-este frică să fiu din nou respinsă sau abandonată de tatăl meu. Dacă nu făceam cum zicea el, gata, l-ai supra pe tata, nu mă mai joc cu tine, m-ai dezamăgit. Și nu mai vrem să-l dezamăgim pe tata. E durerea din copilărie. Sau pe mama. Și poate am o prietenă care este la fel de ca și mama, da? Victimă. Și eu simt nevoia să o salvez pe mama, pentru că eu ca și copil aveam nevoie în momentul ăla de siguranță. Și nevinind din partea mamei, a trebuit eu să fiu părintele, să fiu adultul. Și de fiecare dată când vine câte o prietenă care mi-amintește de mama, același tipar comportamental sau același mod emotiv sau aceleași scuze sau același nu știu ce, care, atenție, nu neapărat să fie așa, dar la mine în cap, știți, v-am explicat, da? Noi avem o rețea și în momentul în care s-a apăsat un neuron, s-au aprins toți deodată și undeva nici nu știi, da, cum rezonează pe atașament. Și mi-e frică să dezamăgesc, nu pot să o las pentru că dacă nu sunt eu adultul în relația asta, cine va fi? Și aici este discuție lungă. Dar primul lucru este să identificăm care este beneficiul nostru. Care este beneficiul meu că tac și fac după toți? Am un beneficiu mare. Că sunt eu cea mai bună, că sunt eu cea mai capabilă, că sunt eu cea mai puternică, că vai să vă demonstrez că vă iubesc. Și asta poate fi. Care este beneficiul meu când cineva face o glumă proastă și mă ia peste picior? Eu să nu mă ridic și să zic, uite, scuze sau nici fără scuze, îmi pare rău, nu este un mediu care mă susține pe mine. În momentul în care încep să te schimb, credeți-mă, să schimb tot cercul de prieteni. Cei vechi vor spune, a, te-ai schimbat. Soțul, soția, prietenul, sora, fratele, te-ai schimbat. E normal să te schimbi. Doar că și ei au rănile lor. Din frica, trauma, abandonul, respingerea, a, mă respingi. Nu mai sunt prieten suficient de bun pentru tine. A, ți-ai găsit pe alții. Este rana lor de abandon, rana lor de respingere care se activează. Și acolo trebuie să avem puterea să recunoaștem că nu putem să fim în relații cu toată lumea întotdeauna. Dacă vrei să faci pe toți fericiți, trebuie să fii o bancnotă de $100. Atunci, sigur, când te ia cineva în brațe, o să zică, aaa, ce bine, am găsit $100. În rest, n-ai cum. Noi fiecare, uitați-vă în ecosistemul ăsta universal, fiecare plantă și are rolul ei și are locul ei. Noi în râu aici avem, odată la câteva luni, înfloresc florile în râu. Sunt niște floricele așa micuțe. Și tot râul, așa cum te uiți, bine, sunt vreo 4-5 râuri, dar este unul mediu, care nu are viteza aia mare, tot fundul râușorului ăla e plin cu flori. Și atât de frumoase, ești bineînțeles la analea ea și vrea să le pună în casă. Și le pune, mă rog, ca o floare normală. Nu e mediu ei. Totodată, dacă e un mediu, o floare care, uite, e obișnuită să crească pe uscat și o bagi în apă, nu e mediu ei. Există floarea de colț care crește la o anumită înălțime, da, altitudine. Și există nufărul de baltă, care are nevoie de cu totul alte condiții. În primul rând, pentru o relație sănătoasă, trebuie să știi cine ești tu și trebuie să înțelegi cine nu ești. Pentru că prima nevoie primordială a omului, după ce are copilul, țâța și pampersul schimbat și așa, este nevoia de relaționare, în baza cărora ce se întâmplă? Care e scopul relațiilor? Copilul să înțeleagă cine este. Mă uit la o rață. Băi, eu sunt rață? Nu, nu sunt rață. Mă uit la un câine. Eu sunt câine? Nu sunt câine. Cine sunt eu? Cine sunt eu? Doar că nouă ne spune ce trebuie să facem și nu ni se acordă din copilărie timp și spațiu să înțelegem cine suntem și asta o facem doar uitându-ne în jur, înțelegând cine nu suntem. Mă uit la cineva și dacă admir, înseamnă că am și eu acel potențial. Dacă mă uit și nu-mi place, s-ar putea să am și eu același potențial.
de a fi agresiv sau s-ar putea să fie pe contrascenare, că și aici e foarte important. De multe ori în relațiile toxice sunt contrascenare. Dar este toxic atâta timp cât se agață unul de altul. Sau vinzi înghețată. Nu știu, Emma, dacă pe toți îi faci fericiți. Pe mine nu prea. Înghețată o dată pe an, o dată la 2 ani, deja e o gură două. În schimb, dacă e vorba de ceva sărat, acolo m-ai prins pe mine. Haideți să vedem. Întrebări legate de de relație. Și Oana, ca să închei. Mega important este, în momentul în care intrăm într-o relație, să mă întreb care e beneficiul meu din această relație. De ce vreau să fiu prieten cu acest om? Pentru că ai un beneficiu. Să înțelegi care ți este beneficiul, să identifici că nu este un beneficiu care vine din frică și să te gândești cum poate fi această relație reciprocă. Nu există relații sănătoase când cineva doar dă și altul doar ia. Da, primește. Unul doar oferă și celălalt primește. Nu, acolo nu vorbim de o relație sănătoasă. Întotdeauna trebuie să fie reciprocitate. Și trebuie să recunoaștem, dragilor, că relațiile de prietenie sunt cu interes dublu, reciproc. Uitați teoria asta și teorima că tu nu ești Iisus Hristos să-ți dai viața pentru cel de lângă tine. Asta nu e rolul tău să-l salvezi. Și în momentul în care recunoști, băi, am și eu niște așteptări de la relația asta de prietenie. Fie că este o așteptare financiară, da? Și mulți stau în relație din asta pentru că au stâlpul, nu am suficient. Financiară, de resurse, că, nu știu, că-ți dă mâncare, că-ți dă bani, că-ți dă hashtag, vedeți, fetele care acceptă să fie amante doar să le fie asigurată viața de mâine. Da? Fie că stau și, Natalia, tu încrunțești din nas, dar dacă o întrebi pe fata aia, singurul mod în care ea vede în acel moment că supraviețuiască este ăla. Pentru că pentru ea este mult mai important să aibă apartament și mașină scumpă și țoale și bani de silicone decât să muncească și să afle cine e ea. Aia e foarte greu, mega greu. Sau unii pot sta într-o relație, vai, mă acceptă, mă iubește, da? Și chiar dacă îți tragi o palmă, dar după aia zice, vai, ce te iubesc. Inclusiv până la manipulare, vai, dacă pleci tu, eu mă sinucid. Este manipulare. Este manipulare grosolană. Să pui responsabilitatea relației pe umerii cuiva. Și atunci, vai cât de tare mă iubește. Nu poate trăi fără mine. Este atât de egoist încât te șantajează numai să-l suporți. E și întrebarea de ce? Nevoia de a fi iubit to the moon and back. Sau nevoia de sunt suficient de bun. Aia de obicei sunt în relațiile toxice cu autoritățile, mai ales cu șeful. Care, uite-te, a promis că îmi dă o primă, înseamnă că sunt bun. Sau creștere în job, în funcție, da? Statutul, sunt manager. Chiar dacă n-am nicio viață personală, chiar dacă îmi distrug sănătatea, dar am un statut. Și uite, aia tot este o relație toxică cu jobul. Și asta nu face altceva decât să ne omoare. Fix așa cum toxicitatea, corpul are o limită după care pușcă, fix așa și din punct de vedere cognitiv și emoțional. Bun, hai dați întrebări. Trebuie să vă faceți unmute. Hai, Natalia, faceți direct în mute. Bună seara. Se aude bine sau e aguiez? E ok. Ok. Eu vreau să zic doar că pe mine m-a eliberat de prietenii din astea toxice o frază. Nu mai știu exact unde am auzit-o, undeva pe YouTube, la ceva conferințe din astea, că spune așa. Orice om care alinde în viața noastră are nemenire. Și nu ține de noi cât de mult în viața noastră. Eu aveam o problemă că dacă cineva m-a ajutat cu ceva, indiferent cât de mic sau mare era ajutorul acela, să-i fiu veșnic recunoscătoare. Să îi tot răsplătesc ajutorul acela iar și iar și iar și iar și iar. Și era așa de
nu știu, mă consumai enorm de mult. Și stăteam în unele relații din astea de prietenie doar pentru că cineva m-a ajutat și după aceea, chiar dacă nu era toxică, se transforma în altceva, era greu să mă îndepărtez. Și când am auzit pe acel domn zicând că mulțumește pentru ajutor, dacă ți este cerut ceva în schimb, oferă, dacă nu, mulțumește la Dumnezeu că ți-a trimis în cale acel om care te-a ajutat să treci peste un anumit, peste o anumită problemă. Și când am auzit, am zis ok. În secunda a doi, așa o ușurare am simțit și vreau să zic că acele relații toxice, care erau mai multe de prietenii, s-au dus ele singure. Nu mi-a trebuit să merg eu, să iau pe fiecare în parte, să-i spun, trebuie să rănim poveștile la telefon sau trebuie să ne vedem mai des sau nu știu ce. Efectiv, parcă s-au dizolvat. Fără să ne certăm, fără să absolut nimic. Exact. Exact. Lucrurile se vor deznoda, se topesc singure în momentul în care noi dezlegăm din interior. Nu, și acolo nu mai e. Dacă e cu ceartă, cu auleu, acolo înseamnă că n-ai desfăcut nimica. Da, am rezolvat și lucrul ăsta l-am observat și în alte aspecte ale vieții mele. Adică în momentul în care eu reușesc să fac pace cu un anumit subiect, cu o anumită frică, cu, nu știu, o situație care mă enervează sau îmi creează stres, când eu am zis, ok, nu te mai alimentez, nu mai dau putere, situația s-a rezolvat de sine. Și atât de frumos încât nu m-a simțit. Dacă m-aș fi gândit la o rezolvare și aș fi plănuit ceva, sigur n-ar fi ieșit așa de bine. Ca în momentul ăla în care am zis, Doamne, așa că e mai bine. Și asta am realizat anul trecut, când tu ești cu Dumnezeu și să mă împac cu El. Și de când mi-am încredințat viața și viitorul și tot ce am eu nevoie în minele Lui, m-am scăpat de mult stres și stresul ăsta îmi mânca prezentul și îmi distrugea viitorul și acum așa de liniștită sunt că dimineața îi zic, îmi mulțumesc că astăzi e soare, îmi mulțumesc că astăzi plouă, îmi mulțumesc că azi am pe toți aproape și de aici încolo ziua merge și merge bine, de cele mai multe ori merge bine și dacă sunt probleme, le rezolvăm. Cu comunicare, dar le rezolvăm. Exact, exact. Vezi, da, e foarte important să detașăm acțiunile de om și să înțelegem care este sursa. Pentru că inclusiv că te-a ajutat un om, el doar a fost un instrument. Ajutorul a venit de sus, de la Dumnezeu. Inclusiv că ai luat o palmă de la cineva, dragul de el a fost doar un instrument. Nu poți să te superi pe instrument. Imaginați-vă că stă la care cioplește, da, cu dalta și dă și lemnul se supără pe dalta. Păi există un creator, există cineva care îți lucrează caracterul, nu te supăra pe ăla că a venit și ți-a zis o palmă, ți-a dat o palmă sau, mă rog, ți-a zis ceva. Întreabă-te care este rolul, care e beneficiu, că ai un beneficiu stând acolo. Păi tot auzi pe tine zicând iar și iar și iar și iar, măi, dacă ăla mă enervează, oare de ce? Și de fiecare dată când mă aflu într-o situație din astea tensionată cu cineva sau cu o situație, stai, ce-ar zice Silvia? De ce? Ce e acolo? Ce trebuie să-mi văd de acolo? Și asta m-a spus din multe belele, pentru că eu dacă mă enervam pe ceva, rămâneam blocată acolo și o săptămână. Și să stai o săptămână în tensiune sau în lacrimi sau în nervi, este atât de toxic și atât de obositor și să nu am parte de așa ceva e... Da, pentru că practic tu o săptămână întreagă produci cortizol și noradrenalină și, mă rog, depinde ce mai produci pe acolo. Da? Și te angrenezi în starea aia. Te intoxici pentru că e acid. Adrenalina e acidă, te ajută și cortizolul e foarte acid. El te ajută pe moment, dar nu pe termen lung. Nu suntem creați de așa ceva. Nu mă ajută că urmam să vină câteva zile cu crize de fiere, cu dureri de cap, cu insomnii, cu coșmarul, cu toate cele. Adică nu era niciun ajutor și situația nu se rezolva. Da. Mulțumesc încă o dată pentru tot. Lui Dumnezeu, el e sursa. Eu doar sunt canalul. Doar sunt o unealtă. Bun, alte întrebări. Am avut câteva întrebări în privat, dar nu are lumea curajul să întrebe. Îmi scrie în privat lumea. Dragilor, primul pas în
detoxifierea relațiilor este să avem curajul să fim noi înșine. Știe cu cine vorbesc acum. Trebuie să înțelegi, draga mea, atâta timp cât tu nu să ai curaj să ieși și să spui asta nu îmi face bine, nimic și nimeni din exterior nu va veni să facă asta pentru tine. Iar dacă cineva va veni și va face asta pentru tine, îți va lua puterea, te va handicapa, cognitiv, emoțional. Însă și procesul prin care ne ridicăm și spunem până aici, asta este granița mea, da, sănătoasă, însă și procesul în sine în care tu îți aduni curajul, îți aduni gândurile, îți aduni emoțiile, accepți rezultatul că acea relație se va rupe, că te va afecta, în ce mod te va afecta, însă și acest proces este cel de care ai nevoie ca să te împuternicească pentru următorul nivel. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta, pentru că stând în starea aia ne facem rău nouă și facem rău acelei persoane pe care o angrenăm într-o stare toxică. Prin faptul că tu stai și asculți o glumă proastă la adresa ta sau o ironie din asta răutăcioasă, tu îi dai apă la moară. Tu întreții această energie, tu ești la fel de responsabilă ca și acea persoană care îți dă mingea. Haideți să nu stăm în zona aia, vai ce bun sunt eu, că suport toate răutățile, Mesia pe muntele Calvarului, îmi duc crucea în spate și singură mă autorăstignesc. Nu, nu asta este rolul. Așa că o să rog pe mama să nu mă sune în timpul live-ului. Așa că o să te rog, draga mea, spre binele tău, ridică-te și spune când ceva nu este ok și asumă-ți rezultatul. Eu mi-amintesc la un moment dat în procesul meu, una din relațiile cele mai grele sunt relațiile cu părinții. Clar, că modul în care îl percepem părinții, îl percepem și pe Dumnezeu și totul. Și la un moment dat mă emancipasem eu și mergeam înainte și aveam discuții cu mama. De altfel, mama o persoană foarte deschisă, foarte sinceră, da, la 19 ani m-a făcut 20, vă dați seama. Diferența nu este așa mare, dar totuși mintea, da, din postcomunism. Și vedeam că mama la un moment dat când a văzut că eu nu mă opresc în procesul meu de conștientizare și de dezvoltare, a zis, pentru că m-a iubit foarte mult și a valorificat relația noastră, a încercat să țină pasul. Și mi-am dat seama la un moment dat că procesul meu este mult mai rapid decât mama poate să ducă. Și în primă fază am avut o stare de aia, cum tu nu vezi cât de benefic ți-ar fi și ție și mie? Și după care am făcut un pas în spate și am zis, dar cine sunt eu să zic că asta ar fi benefic pentru mama? Și îmi amintesc și acum locul unde eram, în biroul din Arad, și mi-a venit gândul că s-ar putea să pierd relația mea apropiată cu mama. Ca să înțelegeți, mama a avut moarte clinică. Nașterea mea a costat-o la propriu viața și au resuscitat-o. Medicii nu s-au așteptat. Dacă o să... A stat o lună în spital, mama, deci la propriu am costat-o viața. Și, mă rog, după aia am mai fost. Adică atașamentul ăla era din foarte multă frică din partea mamei și foarte multă rebeliune din partea mea. Mama era cu ce o să zică lumea și eu cu nu-mi pasă. Asta a fost, cred că, a doilea cuvânt care l-am învățat în viață, nu-mi pasă. De ce? Pentru că eram pe contrascenariu. Și mama, cum poate să nu-ți pese, mama, cu empatie, cu la-la-la, și eu cu... rup. În momentul în care am decis să respect procesul mamei, dar mi-am dat seama că eu nu mă pot opri. Și am decis în sufletul meu, dacă prețul pentru ca eu să merg mai departe va fi să jertfesc cu ghilimele de rigoare și să o las pe mama în procesul ei, și ăsta este act de iubire, să nu o forțez, mi-am dat seama că eu nu mă pot opri. Pentru că scopul meu nu este să am relațiile perfecte cu toți în jur. Scopul nostru pe pământ este desăvârșirea, mântuirea aia, care nu este doar că te-ai dus la biserică și ai făcut, luat Sfânta Părtășanie și ți-ai făcut Sfânta Cruce și te-am dus la Paști de Crăciun. Sau că te duci în fiecare duminică la Sfânta Biserică și asculți o predică și... interesant. Și rămâi neschimbat. Scopul este în fiecare zi să te desăvârșești. Iar asta vine prin relația cu cei din jur, ca să ne oglindească unde mai avem de lucru. Și în momentul în care m-am
detașat, m-am împăcat cu rezultatul și mi-am asumat decizia. Nu, eu n-am ce face, uite, o să pierd relația apropiată cu mama. Adică, clar, comunicam în continuare, dar n-ar mai fost, știi, cum să zic, când curge o relație, da? Și când ne-am, da, să înțelegeți, a fost multă muncă să ajungem la relația aia și numai când am avut impresia că am obținut-o, iar se duce, și când mi-am asumat asta și am spus, eu sunt cea care decid și eu sunt cea care mi-asum consecințele, ceva s-a întâmplat. A venit un test care a dat cu mine de pământ ca să mă druncine și să mă întrebe Silvia, sigur, da? Adică efectiv o ceartă cu mama în care vorbeam pe altă limbă. Eu vorbeam germană și ea chineză, sau nu știu ce limbă vorbeam. A fost dureros pentru că a trebuit să stau față în față și odată să-mi liniștesc ego-ul și să înțeleg că degeaba eu încerc să schimb pe altul dacă profund pe mine nu m-am schimbat. Și degeaba pot să mint pe altul că eu sunt emancipată dacă încă am atâta vulnerabilitate și durere și a trebuit să recunosc că eu vreau să merg înainte nu pentru că sunt mai bună decât mama, ci pentru că asta e decizia mea și pentru că acolo cred că e chemarea și scopul meu. M-am împăcat, m-am detașat de rezultat și am mers înainte. Și guess what? Eu nu știu cum, dar a fost însăși procesul ăla prin care a trebuit să dezlegăm, să rupem, a fost atât de împuternicitor, încât mama, și eu am făcut un salt, zic așa cuantic, dar și mama a făcut un salt fantastic și toți din jur, care o cunosc pe mama mai apropiat, pot să spună că efectiv s-a transformat în câteva luni. Asta nu înseamnă că gata, suntem perfecte. Mai avem și lucrăm, și eu și ea. Dar eu am fost cea care mi-am asumat relația, eu am fost cea care mi-am asumat consecința deciziei mele de a merge mai departe și atunci nu se întâmplă viața, ci eu sunt împuternicită în lucrurile care le atrag. Și spre binele meu, poate, nu știu, n-am discutat cu mama foarte mult detalii, dar poate prin simplu fapt, da? Că s-a întâmplat procesul ăla de ruptură, a făcut-o să conștientizeze și să piardă o zonă de confort și să conștientizeze că vrea să treacă la următorul nivel. Și asta s-a simțit în relația lui mama cu alții din jur, în relația lui mama mea cu tatăl, da? Și s-a simțit pe toate nivelurile. Deci, draga mea, care îmi scrii, eu înțeleg, da? Dar, adică înțeleg că este greu, dar uite-te din ce îmi spui, îmi spui că trebuie să faci compromisuri și nu te simți ok. Și celălalt deschide discuții că ești inferior celorlalți. Deci, practic, te coboară, iar pentru tine procesul va fi să te ridici și să arăți, să-ți arăți ție că tu poți să decizi cu cine să-ți petreci timpul și în ce mod. Înțelegi ce vreau să zic? Nu știu, sper să prinzi ideea. Prin faptul că spune că tu ești inferioară, ăsta este prețul care trebuie să-l plătești. Să te ridici, să zici, eu am valoare, nu sunt inferioară, nu trebuie să calc peste mine. Să-ți asumi rezultatul pe toate planurile și să mergi încolo cu curaj. Dar nu poți să te ascunzi după deget, da? Și să crezi că vor merge lucrurile bine. Păi dacă tu nu-ți respecti nevoia, iubita mea, cum o să ți-o respecte alții? N-ai cum. Oamenii te calcă în picioare pentru că tu te calci în picioare. Uite-te, în fiecare dată când stai în relația aia, tu calci peste tine. Și automat ei fac asta, calcă peste tine ca să-ți arate ce faci tu cu tine. Da? Deci uneori oglinzele astea nu înseamnă că tu faci asta cu alții, ci poate tu faci asta cu tine. Și mulțumește la oamenii ăștia toxici, care îți arată cât de toxică ești tu cu tine. Ar trebui să fie discuția deschisă, că sunt mai multe lucruri, să întreb care este avantajul tău să stai acolo, pentru ca să stai într-așa o relație este un avantaj. Da? Sunt mai multe discuții. Dar ăsta va fi primul pas. Să îți asumi ceea ce simți și ceea ce trăiești. Băi, eu mă simt foarte deranjată. Eu simt acum deranjare și supărare pe modul în care vă comportați cu mine. Asta înseamnă să-ți asumi. Nu să te ascunzi în spatele unde e mașină. E ok.
Ah, lasă. Păi, frica este, Rozica, dar care este avantajul tău să stai în frică? Că asta încerc să zic, în spatele unei frici întotdeauna există un avantaj. Adică, la mama era frică când venea primul ei soț și o bătea îngrozitor. Tare frica. Care era avantajul de a sta acolo? Nu mi-asum viața. Altul decide pentru mine. Eu sunt consecință sau sunt o victimă? Și a trebuit să-i ajungă cuțitul la os, cum se zice, da, zic românii și moldovenii, și să-și asume viața. Deci în spatele unei frici este un avantaj. Într-o relație toxică cu un fost soț care nu-și apreciază copilul, este vorba despre mine? Da, iubita, 100%. În orice relație este vorba despre noi. Că dacă n-ar fi pentru noi, atenție, n-ar fi. În primul rând, copilul ăla nu te-a împiedicat pe stradă și te-a trezit gravidă. Da? A fost o comuniune, o unire. Trebuie să înțelegi care a fost ceea ce te-a tras și care a fost beneficiul să intri în relația aia. Iar copilul este rezultatul energiei și fricilor și împuternicirilor și cu plus și cu minus și cu tot dintre voi doi atunci. Atâta timp cât tu încă stai și nu ai respect, iubire față de întunericul ăla, da? Și cu toate nenorocitul ce a vrut să facă, bine, eu exagerez, Carmen, dar înțelegi ce vreau să zic, în copilul tău va rezona energia pe care tu o nutrești față de tatăl lui biologic. Deci jumătate din ADN-ul lui simte toată nemulțumirea ta față de acea parte. Pentru că în copilul tău este tot potențialul ăla întunecat, sau mă rog, presupun că ai divorțat unul de flori de cuc, a fost ceva, da? Adică nu era totul perfect și ai zis, bă, mă prințesc, hai să divorțăm. Nu a fost totul perfect. Ideea e că a fost un copil dorit, cel puțin de el a fost extraordinar de dorit. Pentru mine a fost o sarcină grea, am rămas foarte greu însărcinată. Dar el a fost o ruptură. După un timp, înainte, cu câteva luni înainte să nasc, și-a găsit pe altcineva. Din momentul ăla, el s-a detașat total față de el. Și la momentul actual, sună doar din când în când, nu îl interesează foarte mult și se vede că nu promite foarte mult și nu se ține de promisiuni. Și asta îl văd în copilul meu că este dezamăgit de lucrurile astea. Practic, copilul meu l-a cunoscut abia după 4 ani la văzut la față. Care este întrebarea ta sau care este provocarea ta sau ce te deranjează în momentul ăsta? Eu lucrez foarte mult pe mine și în relația cu el. Am acceptat, eu zic că l-am iertat, dar totuși nu văd o schimbare care să vină din partea lui față de copil. A aștepta ca altul să se schimbe modul în care tu vrei să se schimbe este egoist, Carmen. Tu asta n-ai nicio putere acolo. Nici Dumnezeu nu poate să facă nimic dacă omul nu vrea. Sincer vă spun. Adică Dumnezeu n-a tot puterea lui, el niciodată nu va călca liberul arbitru. Pentru că ne respectă. Păi dacă îl respectă Dumnezeu și nu l-o trăsni până acum, ești mai șmecheră decât Dumnezeu să zici, bă, tu trebuie să te schimbi așa cum zic eu. Eu exagerez, Carmen, dar tu înțelegi că asta nu este în controlul tău? Trebuie să te întrebi ce te deranjează pe tine. Mă deranjează că nu crește, nu am avut iubire. Ok, deranjează, mai zi o dată că s-a întrerupt, că nu? Că nu iubește, nu-i arată, nu fac... Și ce? Și dacă nu iubește și nu-i arată, ce se întâmplă? Adică... Respiră, Carmen. Respiră. Copilul se va simți nedorit, va avea tot timpul acel... Că de ce? De ce nu este iubit și apreciat de tatăl lui? Carmen, eu cred că durerea ta cea mai mare este că tu nu te-ai simțit iubită și apreciată. Și vrei să îl scutești pe fiul tău și e normal, ca să nu treacă prin suferința prin care ai trecut tu. Iar momentul de lumină va veni în tine când vei vedea
tot potențialul care s-a născut și toată lumina care a ieșit în tine datorită faptului că n-ai fost iubită și așteptată și apreciată. Acolo este un potențial fantastic. Atâta timp cât tu îl vezi că e dracul negru, nu poți să scoți lumina de acolo. Încearcă să pui jos pe o foaie, să-ți amintești fiecare moment în care n-ai fost iubită, ai fost respinsă, n-ai fost dorită sau te-ai simțit așa în relația cu părinții tăi și m-aș duce acolo la relația cu tata în mod special. Nu știu, s-ar putea să fi mers pe contrascenariu mama, dar de obicei în relația cu tata. Și uită-te la toate momentele alea. Încearcă să înțelegi că atât de mult ai vrut să reconciliezi relația cu tata încât ți-ai găsit un bărbat care să repete tiparul. Conștient sau pe, subconștient pe contrascenariu. Și va trebui să... Ok. Și va trebui să faci o listă cu toate momentele alea și după care să tragi o linie. Și în fiecare situație să-ți amintești ce ți-a venit în cap atunci și care a fost concluzia. Îți dau un exemplu din viața mea ca să-ți fie mai ușor și va trebui să încheiem că avem zoom pe Zito. Spre exemplu, cu mine n-au vrut să se joace nimeni niciodată. Eu eram destul de izolat, eram ceva rața urâtă a școlii, a clasei. Dar nimeni niciodată. Nu m-au chemat la zile de naștere, întotdeauna mă excludeau, când se jucau în jocuri de grup, pe mine nu mă chemau. A fost dureros? Cu siguranță. Ce am simțit atunci, eu nu mi-amintesc. Pentru că eu am blocat foarte tare. Dar știi care a fost lumina? M-am ridicat și am zis, de eu nici n-am nevoie de voi. Și prin faptul că am învățat să fiu singură, să-mi organizez viața, să mă automotivez, să n-am nevoie de nimeni în jurul meu, nu vrei să știi cât de mult m-a ajutat. Adică eram în cămin, cea mai mică, 14 ani, mi-am făcut reșou, întregeam curent electric, schimbam prizele, stăteau fetele și plângeau după mama și pe tata și eu făceam bișniță, adică bișniță, adunam materiale, vindeam ca să am bani, ca să mă descurc, ca să pot să mănânc, pentru că nu aveam ce mânca. A fost momente, și am povestit în cele 7 trepte, da? Când, băi, nu era ce mânca. Care e lumina? Eu n-am fost o victimă. Mamă, ce lecții de viață! Silvia, dacă eu nu muncesc, înseamnă că nu o să am ce mânca. Și din clasa întâia eu am muncit. Și la facultate aveam 3 joburi și câștigam de 5 ori mai mult decât părinții împreună luați. Datorită faptului că n-am avut, de aia sunt aici. Datorită faptului că am avut un tată foarte dur, foarte pretențios, eu am rezistat 9 ani să fiu managerul la cineva care cel mai mult secretar al lui, asistenta, managerul, director de programe, după aia am ajuns, a rezistat un an cel mai mult și eu am lucrat 9 ani cu omul ăsta. Datorită faptului că am avut un tată care amintea foarte tare de șeful. Adică invers, șeful amintea de taică meu. Datorită faptului că tata niciodată nu m-a ajutat, zicea, dar ce ai face fără mine? Descurcă-te. Eu m-am descurcat. Împuternicești, ia-ți puterea înapoi. Tu ești aici cu capacitățile astea pentru că n-ai fost iubită, n-ai fost acceptată. A trebuit să găsești resursele din tine și din Dumnezeu. Și te împaci cu asta și înțelegi că copilul tău, știi cum? Toate astea resursele le va duce la next level, dar pentru asta el trebuie să vadă o mamă împuternicită. Mulțumesc! Cu iubire. Tu ești suficientă pentru copilul tău. Și arată-i că el nu are nevoie de nimeni și de nimic. Are nevoie de Dumnezeu și de resursele pe care le-a pus în interior. Dar asta trebuie să le vezi tu în tine. Ok? Așa e. Da. Super. Mulțumesc. Cu mare dragoste și iubire, fetelor, trebuie, și băieți dacă sunt, trebuie să încheiem pentru că avem Zoom-ul la ora 19 cu fondatorul la iCovi, da? Și ar fi bine să fiu din timp. Și ne vedem mâine la ora 18 și continuăm, da? Despre alte întrebări. Ok, bun. Vorbim mâine. Vă pup, vă îmbrățișez. Da, nu știu, Ruben, ești aici, sper că ai făcut lista. Dacă nu, mergeți, vă rog frumos, comentați pe... Totul este în regulă, este notat. Mersi. Toți cei care au fost prezenți până și un sfert, numele de Facebook sunt notați și așteptăm cu mare răbdare finalul pentru tombole. Da. Și o să vă rog să mergeți pe bootcamp și să comentați un aha moment, un gând, un blocaj, da, o relație toxică.
trebuie să o spuneți pe nume. Da? Va fi exact startul de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez, ne vedem data viitoare. Ciao!